Este război deschis în ALDE. Conflictul mognit dintre cei doi copreședinți ai partidului a izbucnit în cadrul delegației permanente de astăzi. Daniel Constantin, înconjurat de susținătorii săi, a ieșit nervos din sală. Acesta a acuzat încălcări grave ale statutului. În plus, scandalul s-a lăsat și cu plângeri în instanță. Cu toate detaliile, ni se alătură chiar acum colegul meu, Adrian Păsărin. Bună ziua, Adi, ești în direct. Bun găsit, trecuseră mai puțin de 10 minute din ședința delegației permanente a ALDE, când copreședintele acestei formațiuni, Daniel Constantin, alături de mai mulți susținători de-ai săi, au părăsit sala de ședință. Motivul oficial a fost acela că acest for nu fusese convocat în mod statutar și spunea Daniel Constantin nu vrea să ia parte la ceva ilegal. De altfel, Daniel Constantin a susținut și o scurtă declarație de presă după ce a ieșit din sală și s-a declarat extrem de nemulțumit de felul în care se iau deciziile în ALDE. Spunea că în partid deciziile se iau în mod unilateral și nedemocratic. Vom vedea cum se va încheia acest scandal. Copreședintele ALDE, Daniel Constantin, a acuzat tabăra condusă de Călin Popescu-Tăriceanu că se face vinovată de încălcare ale statutului. Mai mult, Daniel Constantin a spus că va merge până în instanță dacă delegația permanentă de astăzi, care în opinia sa a fost constituită în mod nestatutar, va lua vreo decizie. Este vorba de o decizie importantă pentru că delegația permanentă ar trebui să decide astăzi organizarea unui congres, un congres care trebuie să decidă alegerea unui președinte unic al formațiunii. Rămâne de văzut, deocamdată tabăra lui Călin Popescu-Tăriceanu a rămas în ședință, ședința este în desfășurare, după ședință va avea loc o conferință de presă. Este foarte important de văzut încă un aspect, dacă după acest scandal Daniel Constantin va pierde sprijinul politic al ALDE și, dacă nu, cumva va pierde și funcția de ministru pe care o deține în guvernul Grindeanu.